Producătorii care își vând legumele și fructele în piața Mircea spun că cei mai mulți dintre severineni vin în piață doar pentru a studia oferta și cumpără cele mai ieftine produse în cantități mici. În condițiile de față, despre profit nici nu mai vine vorba. Merge bine vânzarea? Nu merge. Nu merge pentru că n-are lumea bani. Stă să uită, umblă toată piața, dar de vânzare, ce să ia, un kil de roșii și un kil de ardei. Ați încercat să mai reduceți prețurile? Reducem, cât ai încercat să reduci tot. Nu e vânzare. Câți bani ați încasat astăzi? În jur de 300 și ceva de mii. 3,50 lei. Puțin. Nu merge. Dar de ce anume? Nu știu, n-are lumea bani. Sunt prețurile prea mari? Prea ieftin încă, nu prea mari. Față de market e mai ieftin. E totuși piața plină de cumpărători? Nu, mai mulți vânzători. Mai mulți vânzători decât cumpărători. N-are lumea bani. Asta e. Oamenii care se plimbă printre tarabe nu cumpără? Ba, cumpăr, dar foarte puțin. Puțin, că n-au... Strictul necesar. Da, n-au putere de cumpărare. Asta e, ce să zic. Mai bine cumpără din market și acolo e mai scump decât la noi producătorii. Nu vedeți că nu e nimeni în piață. Câți bani ați încasat? Comercianții din piețe sunt resemnați în fața crizei financiare, muncesc în continuare pământul pentru că asta fac de viață și așteaptă de la o zi la alta momentul când o să reușească să facă profit. Constrânși de bugetul redus, clienții s-au obișnuit în ultima perioadă să cumpere doar strictul necesar. Ce ați cumpărat? Șepuțe! Șepuțe, șepuțe! Câte puțin din toate? Păi, abia am început acum cumpărăturile. O iau la rând. Aveți o listă destul de mare. Da, păi stăpâna mi-a dat listă mare. Aș vrea să cumpăr de toate, dar n-avem bani. Asta e. Ce ați cumpărat? Usturoi. Usturoi am cumpărat. Doar usturoi să cumpărați? Păi nu, trebuie să mai cumpăr și altceva, dar o varză, cartofi, roșii, castraveți, ce ne trebuie acum, în zarzavaturi, în general. Prețurile cum vi se par? Eu știu, acceptam. Dar la salariul care este... Cum vi se par prețurile? Foarte acre. Ceapa se vinde cu 1 leu și 80 de bani, kilogramul în piața Mircea, kilogramul de roșii se vinde cu 1 leu, un kilogram de cartofi costă de asemenea 1 leu și 80 de bani, legătura de morcov se vinde cu 1 leu, iar hreanul costă 3 lei bucata.